Derby de Ardeal în etapa 11 a Ligii 1 de fotbal. ASEA Târgu Mureș și CFR Cluj se vor reîntâlni vineri 30 septembrie de la ora 20:30 pe stadionul Transil din Târgu Mureș în cea de-a doua partidă a zilei. Elevii antrenați de Dan Alexa caută o nouă victorie împotriva ceferiștilor după victoria din sferturile Cupei Ligii a deplas 5-4 după executarea loviturilor de departajare. Conducerea clubului din orașul Florilor a pus în vânzare tichetele pentru partida de vineri. Biletele se găsesc la caseria stadionului după următorul program. Joi 29 septembrie între orele 17:20 și vineri 30 septembrie între orele 17:20-30. Prețurile variază între 10 lei la peluză și 50 de lei la tribuna 0. Înaintea partidei de vineri, mureșenii ocupă poziția 13-a în clasamentul Ligii 1 cu 0 puncte. ASEA a reușit să refacă handicapul de 6 puncte cu care a pornit în ediția 2016-2017 a Ligii 1 de fotbal. În această perioadă, mureșenii au punctat și la capitolul transferuri. Sub comanda lui Dan Alex au ajuns doi izraelieni, ambii în vârstă de 23 de ani. Fundașul Aaron Netzer, care a mai jucat la Hapoel Nil Harashon, și mijlocașul Yuval Zvi Jakobovic de la Maccabi Petach Tikva.